Cu speranța de a se apropia de podium și cu gândul la cupele europene, elevii lui Dorinel Munteanu au primit o lecție de fotbal de la viitorul Luigi Căhagi. După numai un minut de joc, Găman a pierdut mingea în apărare, care apoi a ajuns la Mitriță, cel care a și deschis scorul. Peste un sfert de oră a fost rândul lui Silviu Lung Junior să greșească în fața lui Bănel Nicoliță, care, tatonat de doi fundași giurgiuveni, a reușit să trimită mingea în plasă pe lângă Lung. Fără Budescu și Tembo, ambii accidentați, Astra Giurgiu a încercat în zadar să forțeze egalarea sau măcar să înscrie un gol. Florescu, Roșu sau Iahaia au fost aproape de a marca, însă rezultatul a rămas același până la ultimul fluier. Exasperat de ratările propriilor elevi, Dorinel Munteanu recunoaște că Astra are probleme în atac. N-am creat nenumărate ocazii, jocul s-a decis din cauza două greșeli individuale, ceea ce este chiar prea mult la nivelul nostru, la nivel de echipă care ne dorim în cupe europene. Au fost două greșeli și practic ăștia au făcut diferența jocului, fiindcă atât în prima repriză sau mai ales în a doua repriză ne-am creat 4-5 ocazii, n-am putut să marcăm. Și din nou, îmi este greu să spun multe lucruri despre joc, dar și astăzi omul meciului a fost portarul advers. Asta spune într-adevăr foarte mult. Situația se agravează pentru Astra, care la începutul returului emita pretenții la locul 2. Giurgiuvenii nu au mai câștigat în Liga 1 de 5 etape, în urmă cu exact o lună, iar acum viitorul, Dinamo și FC Botoșan s-au apropiat periculos de Astra în clasament.